Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou videoclip, adică bună seara! Vă invit astăzi la videoclipul Tarot Târziu Noapte pentru a afla care ar fi energia astăzi tarotului la ceas de noapte. Ce energie are acest tarot pentru dumneavoastră? Prima carte care s-a întors este aceasta. Este o carte care reprezintă un pic dezamăgirea dumneavoastră, dezamăgirea în urma unui abandon, în urma unei nesiguranțe pe plan sentimental, pe plan financiar pentru câțiva dintre dumneavoastră. Cineva a plecat și a părăsit o conexiune, o relație, o căsnicie și totul părea că este bine. Da? Deci totul părea că este bine, dar persoana respectivă a decis să iasă din acest parteneriat. Există foarte multă dezamăgire pe care o văd în sufletul dumneavoastră. O dezamăgire pentru că cineva nu a fost vulnerabil, cineva nu a fost deschis acestei relații sau la început vi s-a părut că există deschidere din partea amândurora, dar în final ați văzut că poate doar voi erați deschiși acestei conexiuni. Cealaltă persoană nu a fost vulnerabilă acestui vis, acestei iubiri, acestui parteneriat, deși voi ați simțit acest lucru că ar fi vulnerabil, ați simțit. În unele cazuri această persoană v-a oferit anumite emoții, da? În urma unor acțiuni ale sale care v-au dat de înțeles, pe de o parte, că ar vrea să continue această relație, că ar vrea să fie implicat sau implicată în această relație. Pe de altă parte, au fost momente când ați simțit că totul se destramă. Aceste momente vă vin în minte în această clipă. De aceea vă gândiți la această, nu știu, dezamăgire provocată de plecarea aceasta, de abandonul acesta, de ruperea aceasta, pentru că cineva nu a vrut, efectiv nu a vrut poate această relație, nu a vrut să fie vulnerabil, așa cum v-am zis, sau vulnerabil, a plecat foarte fără nicio explicație. Lucrurile, vă gândiți că ar putea reveni la normal, așa cum ați fost odată, dar ceea ce împiedică această revenire este disconcordanța aceasta între acțiunile dumneavoastră și acțiunile persoanei respective și faptul că vă spuneți că oricât de mult ați iubi această persoană, oricât de mult ați simți că, uitați-vă aici la această carte, că este sufletul pereche al dumneavoastră, uitați-vă la aceste cupe, sunt egale și sunt la fel, așa simțiți dumneavoastră, așa vă doriți această împăcare, simțiți probabil că ați fost într-o altă viață cu această persoană, poate simțiți că aveți o relație karmică, de ce nu, cu el sau ea, dar oricât ați iubi această persoană, oricât v-ați dori să vină înapoi, vă spuneți că este imposibil și mai bine stați deoparte, mai bine plecați, mai bine întoarceți spatele, mai bine abandonați această idee și vă vedeți de viața dumneavoastră, încercați să căutați altceva, să vă focusați privirea către altceva și să mergeți cu totul într-o altă direcție. Sunteți pregătiți să faceți lucrul acesta, deși regretați că ați avut mai multe opțiuni, ați ales această opțiune care nu știți dacă este bună în momentul de față sau nu, dar așa simțiți că este opțiunea care v-ar putea aduce un nou început, care v-ar putea aduce fericire, așa cum dumneavoastră simțiți că ar trebui să fiți fericiți. V-ați simțit foarte bine împreună, ați petrecut clipe împreună minunate, atât prin mesaje cât și față în față, acolo unde este cazul. Ați ieșit împreună, da? V-ați distrat, ați fost, uitați-vă, ca două picături de apă. Însă a existat cineva care a intervenit. Aici văd foarte mult o persoană care a intervenit între voi. Văd foarte mult din partea
persoane la care voi vă gândiți, o deschidere către alte persoane. Este ca și cum această persoană nu ar fi fost responsabilă pentru relația cu voi. Văd foarte multe secrete la care voi vă gândiți. Sunt secrete pe care considerați că această persoană le ține încă bine ascunse. Încercați să aflați adevărul despre întrebările care le aveți, pentru că aveți foarte multe întrebări în momentul de față. Încercați să aflați aceste răspunsuri. Încercați să faceți cea mai bună alegere pentru voi. Nu știți unde veți putea ajunge, nu știți care ar fi finalitatea, nu vă este teamă, nu vă teamă, dar pur și simplu încercați să luați o decizie clară, o decizie bine gândită, o decizie pe care să nu o luați cu sufletul, pentru că dumneavoastră cu sufletul sunteți acolo la această persoană. Vreți să o abandonați energetic, dar sufletul dumneavoastră rămâne acolo la această persoană. Însă aveți o parte obscură pe care nu o știți vis-a-vis de relația cu această persoană. Fie poate a fost o relație în secret, fie sunt întrebări, așa cum am zis, la care voi încă nu ați primit răspunsul. Ați vrea să știți unele detalii, ați vrea să aflați câte ceva. Sunteți foarte pasionați de această artă a tarotului, sunteți foarte ghidați de arta tarotului, aveți oarecare putere de atracție și intuiție aparte. Sunteți o persoană deosebită, o persoană care știe ceea ce își dorește. Sunteți o persoană care de asemenea știe că în momentul în care închideți această ușă acestei relații, greu veți reveni voi, pentru că persoana voastră încearcă să revină la voi. Da? Încearcă, vrea să revină, este blocată. Simt însă un blocaj la această persoană. Blocajul este în acțiune. Intenția sa este de a veni, dar acțiunile sale nu concordează cu ceea ce gândește și ceea ce simte persoana respectivă. Și mereu simt pe altcineva care a intervenit între voi, mereu aici simt pe altcineva care a intervenit între dumneavoastră. Voi cu sufletul l-ați ales, da? Este această alegere de contract de suflet pe care ați făcut-o cu respectivul sau respectiva, va rămâne întotdeauna acolo, are un loc aparte, dar știți că trebuie să mergeți înainte. Sunteți optimiști, pe de o parte, cu această mișcare de a merge înainte și, pe de altă parte, vă este teamă. Vă este teamă pentru că, de fapt, frica dumneavoastră este legată de acest cerc vicios, de acest triunghi amoros, pentru că aici ne este un triunghi amoros pentru cei care sunteți în trio, că acest trio nu se poate rupe. Nu se poate dezlega, că acest ciclu vicios în care dumneavoastră ați intrat cu această persoană se va repeta și vă veți alinia din nou, așa cum vedeți aici, că acolo unde există patru persoane implicate, adică și voi aveți pe cineva și persoana voastră de pe cineva, aceste relații vor merge în continuare, veți merge fiecare cu relația sa. Nu vreți să mai fiți însă vulnerabili, nu vreți să mai fiți conduși de energia sufletului în momentul întoarcerii acestei persoane, vreți să aveți capacitatea să spuneți nu, vreți să aveți această capacitate de a spera că totul va fi așa cum v-ați dori dumneavoastră, pentru că voi aveți un principiu, aveți o idee legată de această persoană, vă simțiți foarte bine cu această persoană, această persoană se simte foarte bine cu voi, dar vreți să frânați impulsul acesta al sufletului pe care îl aveți în momentul în care vedeți această persoană sau vă gândiți la persoana respectivă. Văd o persoană brunețică cu tenul măsliniu sau o persoană blondă și atenă cu ochii căprui aici.
Ca și zodii sunt foarte mult rac, scorpion, pești, capricorn, fecioară, taur, da? Dar poate fi foarte bine și berbec, leu sau săgetător. Lucrurile vor evolua în direcția unei comunicări. Se va relua această comunicare, dar comunicarea va fi firavă. Persoana respectivă are în spate o foarte mare greutate, duce în spate și va căra această greutate pentru o bună perioadă de timp, însă se apropie de oboseală, să zic așa, de finalitate, nu mai vrea. Această carte reprezintă de asemenea o relație de trio, reprezintă stresul pe care îl are vis-a-vis de acest trio amoros. Acolo unde este cazul, însă reprezintă stresul pe care îl are persoana în viața de zi cu zi. Dorește în continuare ca dumneavoastră să îl manifestați sau să o manifestați în viața sa, în viața dumneavoastră, dar el sau ea nu face, vedeți, nimic. Intenția sa este să vină către voi, dar acțiunile sale nu denotă același lucru, denotă foarte multă trădare, foarte multă această dragoste romantică. Cartea reprezintă finalitatea unui impas. Această persoană este extrem de îndurerată. Voi nu mai faceți parte din viața dumneavoastră, se simte căzută la pământ, demoralizat sau demoralizată. Voi, da, sunteți dezamăgiți, însă această persoană este mult mai mult de cât dezamăgită. A intrat în depresie, aș putea să spun acolo, din cauza a dumneavoastră. Da? Cartea aceasta reprezintă energia dumneavoastră, greutatea pe care o are, că voi nu sunteți în viața sa, ego-ul pe care, uitați-vă aici, pe care l-a afișat și la care nu renunță. Deci greutatea pe care o poartă este pe de o parte reprezentată de voi, o parte, și o parte de ego-ul său, de încăpățânarea sa, pentru că nu vrea să renunțe la ceva, anume nu știu la ce, dar este o persoană extrem de plină de ea, orgolioasă, dar care, uitați-vă aici, în momentul turnului, are în prezent sau va avea cel puțin în viitorul apropiat un șoc emoțional. Va trece printr-un moment de cumpănă, cartea reprezintă de asemenea un necaz în viața sa, o apariție bruscă a unui eveniment sau a unor circumstanțe la care această persoană participă și nu poate face nimic pentru a îndrepta lucrurile. Este ceva, se va prăbuși în viața acestei persoane, pentru că nu a fost consolidat de la început această construcție cu elemente adevărate, elemente puternice, elemente elemente care să aducă stabilitate în viitor. A fost construită pe ceva formal, ceea ce a avut această persoană până acum în viața sa sau de ce a avut parte. Ori odată cu apariția voastră totul s-a schimbat, a simțit acele emoții, a simțit că inima îi bate, a simțit cealaltă parte pe care nu a simțit-o până acum. Cred că această persoană nici n-a știut vreodată ce înseamnă să iubești, pentru că nu cred că a iubit vreodată. Ori lucrurile acestea l-au dat peste cap sau au dat-o peste cap. Există această energie a diavolului care se pare că nu știți, dar vă înconjoară atât pe voi cât și pe persoana aceasta. Reprezintă o atracție reciprocă, o atracție mutuală între voi, reprezintă o dependență. Oricât de mult ați vrea voi să întoarceți spatele și oricât de mult ar spune această persoană nu, pentru că este extrem de încăpățânată și nu vrea să revină de la sine, nu vrea să-și ceară iertare și așa mai departe, relația aceasta de
suflete, pereche, continuu. Ceea ce ați simțit dumneavoastră este adevărat. Ori nu puteți încheia această istorie. Deci istoria dintre voi doi nu se poate termina aici. Repet, comunicare va avea loc în viitorul apropiat, dar va fi ceva lent, ceva formal, pentru că această persoană este încă condusă de acest orgoliu. Este condusă de acest orgoliu, dar iubirea pe care o poartă este aici, capacitatea pe care o are de a oferi iubire este enormă, doar că frânează aceste detalii. Sunt mici detalii în ghilimele pe care persoana voastră le frânează, însă așteptați-vă, nu este într-un viitor apropiat, ci într-un viitor mai îndepărtat, așteptați-vă la această ofertă foarte frumoasă din partea acestei persoane. Până la urmă se va echilibra în ceea ce privește gândirea sa, pentru că orgoliul acesta reprezintă gândirea sa și va exista acest echilibru între mintea sa și sufletul său și probabil acest orgoliu va fi eliminat. Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am oferit-o astăzi. Mulțumesc din suflet că ați participat la această ediție de Tarot Râzi cu Noapte. Vă doresc toate cele bune, să aveți o noapte liniștită, numai bine. La revedere!